71 de ani, dar rana aceasta încă mai sângere. Sângere în noi și sângere chiar în inima Chișinăului. Este ziua când Basarabia a suferit o lovitură mortală direct în inimă și din momentul acela a încetat să mai existe pe hartă. A fost inventată o Republică Sovietică Socialistă Moldovenească și consecințele acelor evenimente le mai purtăm până astăzi, atâta vreme cât cizma rusească încă mai o mai simțim pe teritoriul nostru. Și atâta vreme cât simțim aceste dureri, simțim aceste probleme, noi ne vedem misiunea istorică anume în aceasta, să rostim aceste adevăruri. Și adevărul cred eu că nu va fi plin atâta vreme cât Basarabia nu va fi întreagă. Vă mulțumesc! 1812, 1940, 1992. Ani în care fie Rusia țaristă, fie Rusia sovietică, fie Rusia democratică a tăiat din pământul și din corpul nostru. Ce gânduri au cei de la Kremlin? Dacă nu recunosc ocupația, același gând de a ne ocupa din nou. Iată de ce noi trebuie să vorbim despre această ocupație din 1812, 1940 și 1992. Ca fiecare dintre noi să înțeleagă că asupra capurilor noastre stă sabia, fie țaristă, sovietică sau democratică.
a Federației Ruse. Și noi suntem datori să apărăm acest pământ. Și nu vrem nimic decât să recunoască doar aceasta. Câteodată îți vine câte un gând, poate nu bun, nu creștinesc, dar așa mai vreau câteodată să refacă Dumnezeu Imperiul Roman. Și să eliberăm și noi în Kremlin, în Țubruș, să spunem că eliberați Țubruș așa cum spun ei că eliberați pe noi sub români. Să știi ce înseamnă libertate.